Da, de ce le depozitați în mediu ambient? Ținut pe aici, fiindcă n-am mai avut loc în depozit. N-ați mai avut loc? Păi și dacă începe să plouă, să ningă, soarele, praful, credeți că e în regulă să stea pe afară pe aici? A, ați avut mai multe copaleții ăștia pe noastră, nu? Ați avut mai multe? Și doi de unde? Doi de la Călăraș, doi de la Ialomița? Da, vi se pare ok că totuși intră în contact cu copiii toate jucăriile astea? Vi se pare ok că sunt pe aici depozitate? Sincer, vă spun. Dacă depozitam la Dragon... Păi, nu e vorba de... Dragon acolo e mai... O unde, dar condițiile măcar să fie... Noi vă întrebăm, dar... Gândiți-vă că un copil de, nu știu, 2-3 ani doarme cu asta în pat, că îi place de aia. Ajutați-mă și pe mine un pic, vă rog. Sunt mai multe tipuri de fibră aici. Nu, asta iese dinăuntru și când iese, iese dărăcită. Asta e, se e aceeași, se da? Se dă aici, se bagă și se bagă la dărăcește. Se dărăcește și după aia... Am înțeles. Mi-a trimis soția certificatul constatator. Pentru punctul ăsta de lucru? Da, pentru punctul ăsta de lucru. Și sunteți autorizați să produceți jucării? Nu, punctul de lucru declarat. Am înțeles. Și sunteți autorizați pentru punctul ăsta de lucru să produceți jucării? Normal nu mi-a cerut nimeni așa ceva. Eu vă întreb. Dumneavoastră produce jucării aici. Dumneavoastră trebuie să aveți o autorizație pentru producerea jucăriilor, da? Producție jucării. Aveți sau aveți doar pentru comercializare? Pentru comercializare. Doar pentru comercializare sau aveți și pentru producere? Pentru comercializare. Deci doar pentru comercializare. Cred că e și producție. E posibil să scrie în certificat. Haideți să vedem certificat. Facem copilul al birou un picuț. Lăsăm asta pe parcurs cealaltă. Cele copii de marcă. Disney. Și alte copii. Avem dosare pe ele? Cum? Nu avem. Știți că aveți șobolani? Știți că aveți șoarii sau șobolani?
Da. Nu știați?